Deci vă spun că nu era nici acidul ăsta clorhidric, nici acidul sulfuric, nici acidul amonic, dar noi am lucrat așa, să spunem, foarte de la început, să vedem ce iese, că nu știi ce e așa, poate așa vreo bombă atomică. Deci așa s-a făcut prima dată acidul. Foarte puțin s-a obținut, de s-a băgat clor în apă, s-a obținut foarte puțin acid din ăsta clorhidric. Nu era acid clorhidric, deci nu era cunoscut acolo. La început li se părea că e un H2 clor. Să vedem ce iese. Și deci obținem aceste zaharuri, să spunem, care atunci le-am definit zaharuri. După cineva care era aici în asociația de bloc, un om, Zaharia. Îți spun de unde este Zahar. De la numele ăsta, Zaharia. Și bineînțeles, el s-a obținut foarte puțin, v-am spus, s-a obținut foarte multe molecule acolo, nu mi-a uitat. Vedea un univers, să spunem, cu totul misterios, necunoscut. Alții ne-au zis că nu vă băgați în astea, că cercetătorii ăștia nu sunt bine văzuți, numai aceste peste tot îți priviți muncitori. Deci era tendința asta polpătistă foarte mare, era și tendința asta de ajungere la 1907. Deci, practic, în vechiul regat, cum se spune, manifestațiile luau o tentă de desfințare a statului, care v-am spus, am arătat clar că nu prea era definit. Și după aia ce am făcut cu molecula asta, mai trebuie cumva să o sintetizez o plantă, să găsim ceva și așa apare această sfeclă de zahăr, care sintetizează puternic molecula asta, C2H8O11. Bine, apar foarte multe lucruri, apare zaharina, apar foarte multe lucruri, apar priorități pe plan mondial, unde s-o mai fi obținut, deci lupile astea, dacă s-o mai fi fost făcute undeva în istoria civilizației, acolo, bineînțeles, manifestațiile au continuat, erau și anticomuniști, cumva ne vizau și pe noi, dar nu erau prea violenți. El era un general pace, a ocupat, am impresia, plădirea Consiliului Județean. Și noi ne-am văzut de cercetările noastre, deci apare zahărul, domnule. Zahărul care s-ar fi vrut un fel de pacificare sufletească. Și el a apărut fulger atunci, deci când s-a modificat specla asta, guliile astea, ce mai erau, s-au făcut procedurile genetice de modificare. Imediat a apărut sfecla de zahăr, așa a apărut și trestea de zahăr, ea a fost dată spre Cuba, cred că când ne-am întâlnit cu președintele cubanez. Aici trestea de zahăr conține mai multe molecule de tipul ăsta, C2H8O11, deci practic e o variantă a stufului. Bine, eu aș fi vrut să fiu pus eu, că totuși eu am descoperit ce spuneau ei, că o mai fost la Iisus, la Vișnu Răzbunătorul, deci hipermicroscopia asta cu lupile astea de praf de coarț suflate cu curent electric, pentru că vreau să-mi asigur viitorul. S-a desfăcut rapid codul genetic acolo la Piatra Neamț, totul a fost fulger, deci au ajutat mai mulți oameni.
la diferite plante și mie ca mie n-a vrut să-mi schimbi gena asta, calcitocin, gene related pe pirică, zicea că de aici am început, de la nevoile tale ai început, da, bine, la nevoile mele, dar vreau să trăiesc și eu, nu să ajung ca sora aia care nu știe ce s-a întâmplat. Și deci așa s-a obținut zarul, s-a pus bazele unei industrie din astea în țară extrem de puternice de fabricarea zahărului. Și bineînțeles au făcut foarte multe feluri de mâncare, din nou prăjituri, nu prea erau prăjituri, eu nu știu unde a mai fost zahărul ăsta obținut în antichitate sau în alte țări. Deci la Piatra Neam s-a obținut pentru prima dată. Și am fost foarte mulțumiți, într-adevăr, prăjiturile cu mult zahăr calmează, deci zahărul calmează, asta e evident. Bunoară peștele prins putea prăji în zahăr. S-au obținut mai multe tipuri de zahăr, să spunem foarte scumpi, că aici este o adevărată panoplie de substanțe din astea, de zahăr de meri, zahăr de portocali, zahăr de banane, zahăr de curmale, zahăr de mentă. Unele sunt foarte scumpe, bunoară, zahărul de mentă, cred că era 100 de lei, 100 de grame. Și chiar mai mult, cred. La început, cred că a fost 1000 de lei. 1000 de lei... 100 de grame, zahărul de mentă foarte bun. Deci foarte multe tipuri de zahăr, deci folosirea acestui acid clorhidric în diferite de jeleuri din astea, sau pelteri, cum ne spunea, după asta s-a făcut jeleu, deci folosirea acidului clorhidric în aceste pelteri a dus la niște lucruri extraordinar de bune. Na, chiar dacă la început au fost destul de scumpi, dar zahărul de mere sau zahărul de curmale este o delicatese totul specială în bucătăria mondială.